Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit într-o continuare firească a seriei interviurilor de colecție pe care vi le oferim cu ocazia acestor sărbători. Ne aflăm într-un loc special, împreună cu un loc special. Pe vremuri păstoram o rubrică numită Viața mai e un roman. Da, într-adevăr, dacă există un om a cărui viață poate fi transcrisă și ulterior, dacă vreți, ecranizată și care este activ în spațiul public românesc, acesta este cunoscutul impresar, agent de sportiv și nu numai, Ioan Becali, mai pe scurt Giovanni. Bună ziua, Giovanni, mulțumesc că ne-ai primit. Bună și bine ați venit. Vom sta de vorbă atât timp cât ne va permite spațiul editorial despre viața ta, despre un moment important în viața românilor și care a fost extrem de important și pentru tine, la ora aia tu fiind diasporez, mă refer la Revoluția din decembrie 89, care înțeleg că te-a întors acasă, practic. Era într-un bar, îmi luam cafeaua cu croissantul și dintr-o dată văd pe TV France Revoluție în România, evenimentele din România, pentru că francezii atunci au dat incredibil, zi de zi, zi de zi. Au fost zile când 24 din 24 au continuat cu Revoluția din România. Deci te-a prins practic declanșarea Paris, mișcărilor, da. Îi dau telefon nevestei mei în Frankfurt, pentru că acolo stăteam, aveam pe cea a doua fată care era născută cu o lună și ceva înainte, era mică. Născută la Frankfurt? Da, toate sunt născute în Frankfurt. Aveai cetățenie germană? Eu, familia și copiii, toate, ale mele toate au, toate sunt nemți aici. Am stat 19 ani în Germania. De când nu mai fusese? Asta pentru că în România. În 75. Așa. Asta, da. Asta pentru că la Frankfurt, pentru că în momentul când am cunoscut-o pe nevastă mea, am adus-o la Frankfurt și i-am spus, după ce i-am spus că nu sunt Giovanni, sunt român și cu tare și nu știu ce, și am adus-o în Frankfurt, unde eu cerusem azil politic. Atunci. Și zia a zis, dom'le, dacă ne combinăm și dacă continuăm împreună și cu tare și vom face un copil, vreau să-l nasc în Franța, în Germania. I s-a făcut altfel, i s-a părut altfel Germania decât Franța, unde ea studia. Soția ta studia în, da, Franța? În Franța, la Paris, care, da, Sorbonne. Și te-ai dat și tu ceva student sau când? Eu m-am dat italian, m-am dat Giovanni, că așa am rămas Giovanni, nu? Că spuneam de România. Și de, că poate nu știa femeie, știa probabil, făcând facultate la Paris, știa că unde e România. Dar dai seama, Ceaușescu, securitate, cu tare, nu știu ce. În sfârșit, și dau telefon nevestei în Germania și spun, mami, chiar dă-i drumul la CDF, RDF, ceva, vezi ce e pe nemții. Au dat câte ceva. E revoluție, mami, hai că mergem în România. Visam eu să merg în România. Deci nevastă mea din 84 până în 96 ani venea de două ori pe an cu copiii acasă, la casa aia bătrânească, stil vagon. Deci ea venea în țară și tu nu venea? Venea în țară de două ori și eu nu puteam să merg. Da. Mi-aducea casete înregistrate de Sfântul Ion, de-astea video, de alea care înregistrau la radio. Da. Salut, Ioane, la mulți ani, Ioane, toată lumea mă saluta, tata, mama, și îmi dădeau loc în bilet, dai seama când. Venea nevastă mea. Și ea, deși ea venea și eu nu puteam. Dar tu de ce nu veneai? Aveai, nu știu... Eram plecat, fugit. Erai fugit cu statul de azil politic, politic în Germania. Și nemții mi-a zis, aveam un pașaport Reise, document, dar cu care aveam un befristet timp nelimitat de stat. Deci ca un da. Nemț, numai că nu aveam dreptul să votez. Să votez. Dar acolo scria, ale Länder, puteam să merg în toate țările, auzdem România, în afară de România. Da. Cum vedeam aici, cum m-am făzat. Și după Revoluție. Și cum te-ai decis să te întorci? Am venit, am întors la Frankfurt, dau telefon aici lui frate, mi-am, bă, ia vedeți cu avocații ce am, ce cu tare, ce nu știu ce, nu mai e, mă, nimic, am vorbit cu avocat, a luat o foaie cu tare, bom. Și am venit în primăvară, cu tot le propusesem la ei că mașina cu care o să mă întorc, o să intre pe porțile unde băgau unchii Mimozvici și tata Dacia, am venit cu un Mercedes 560 și când am deschis porțile, a intrat mașina, dar nu mai intra oglinzea, trebuie să le trag de un buton. Ce te văd nebunul, a promis că nu o să intre mașina lui, așa s-a întâmplat. Și cum, a reacționat familia când... Incredibil, păcat că unchii meu, tata lui Gigi, nu mai trăia. Murise cu 10 zile înainte, 12 zile înainte al lui Ceaușescu, pentru că el era omul care nu credea, nu credea când îi spuneam povești. Eu visam și eu, normal, la 20 ceva de ani visam.
Păi da, am plecat. Dar ai avut visuri. Da, păi da, am și plecat. Să văd și eu Parisul, să văd și eu. Citeam pe aici, că făcuseam în liceu, mai citeam, mai vedeam. Eram prieten cu Serghei, cu Madalin Voicu, cu Gașca asta, că mai știam, mai aveam reviste. Mai aveam la... mai încolo de... Era un cineteca, dacă știi unde e. Vis-a-vis de unde era TV-ul, pe partea cealaltă. Era un cinema. Așa. Și acolo mai vedeam filme de-astea. La Romană, nu? La Romană, dar mai încolo. Da. Cineteca, nu mai cum îi spunea. Nu, Cinemateca? Cinemateca, ceva. S-a făcut un bar mai târziu, unde se cânta muzică grecească după 90. Și acolo mai ne stăteam cu Madalin, cu ceilalți și vedeam niște filme de-astea prohibite atunci, interzise atunci. În 72-3. Și când ai venit, tu practic mai aveai cetățenie română sau nu? Renunțasem la cetățenie română ca să o iau pe aia nemțească. Și după aia, în 96, am predat cetățenia germană și mi-am luat cetățenia română. Mi-a dat-o domnul Stoica. Valeriu? Valeriu Stoica. Era ministru de justiție. Am depus jurământul. După care au luat și nevastă-mea și fetele. Soția și... ta e cetățean român, nu? Român și, și... Are cetățenie. Da, nu se vorbește românesc. Tot la mine în casă se vorbește și românește și spaniol. Dar machidonește știe soția ta? Da. Da? Înțelege tot, dar columbian că vorbim machidonește, abia asta mi se pare smecherie. Înțelege tot, nu vorbește, dar cel mai bine dintre toate vorbește cea mijlocie. Andrei. Și să duce în continuare neam la voi, că s-ar de la una la alta povestea asta a perpetuării graiului, a, nu știu, nepoții tăi o să vorbească sau vorbesc? Păi știu eu, uite, nepotul lui frate meu, care va face 3 ani în primăvara viitoare, Emanuel îl cheamă, vorbește românește și macedonește în același timp. Vorbește? Taică să fiind român din Bucovina și maică să fiind machedoncă. Cu amândouă limbile în același timp, cu un comitent. Știe când vorbește cu nevastă-mea, de exemplu, nevastă-mea vorbește spaniolă, cu el ca să-l înveze spaniolă. Și bine face. Că poate să prindă la vârsta asta. Dar cu fetele, el, celelalte, vorbește românește pentru că știe că ele nu știu bine macedonește. Dar cu Andreea sunt momente când vorbește macedonește. Cât ai stat acolo? Pentru că eu te-am auzit și sigur, mă întorc la un episod neplăcut în viața ta, dar pe care tu ți l-ai asumat, mă rog, condamnarea și ulterior executarea pedepsei în România. Dar eu țin minte, tu ai avut o declarație la un moment dat, în timpul procesului, în care e faimoasa declarație că și pușcăria e pentru oameni, nu pentru zebre sau pentru ce. Tu mai trecusei pe vreun sistem de detenție cât ai bănănăit tu până Europa înainte de 89? Nu, eu am avut probleme cu miliția economică aici, că așa. Ieșeam în oraș, luam masa la Lido, luam masa la Atene Palace, umblam în baruri de noapte. Da, aveai vreun loc de muncă, măcar oficial sau nu? Nu, era la negru. Era la negru totul, da? Tot era la negru. Dar cunoșteam mulți dintre ei, cunoșteam, tu îți dai seama că la un moment dat Deleanu, Dumnezeu să-l ierte, Augustin Deleanu, fost fundaș al lui Dinamo, că e dinamovist, terminase cu sportul și îl băgase miliția la poliția economică. Și într-o zi intră eu în Atene, că în Atene Palace erau arabi, erau negri, erau care șop, cutare, țigări, tobleroane și așa mai departe. Și mă vede și băi, ce pușcheala, că te iau ăștia, nu te iau eu, dar te iau ăștia. Și era zi, e cutare. Și vorbeam cu râul ăla, așa. Și eu am spus, te drept de aici, mă. Cum vorbeam cu el, glumeam. Asta, după care am avut o trecere frauduloasă de frontieră, la Herculane, cu călăuză prinsă. Reușită? Ce reușită? Cu o călăuză care o serie dădea și o serie o trecea. A. Deci o serie o dădea la securitate și pe aia o trecea după aia, că securitatea era omului. Și dădea și la securitate. Și trecerea pe unde se făcea, Giovanni? Se făcea pe apă? Sau pe la Moldova, nu, sau... pe Dunăre. Da, pe Dunăre, pe da? Dunăre, da, da. Cu ce? Cu cauciuc? Că nu știu, sunt o grămadă de povei. Cu o roată de tractor. Cu o roată umflată, de tractor? Frumos, elegant. Și tu ai nimerit la seria ghinionistă pe care a dat-o? Dar tot el ne-a trecut a doua oară. A, da? Tot el ne-a trecut a doua oară, dar avea 3 cuțite de la gât a doua oară, dacă ne dădea în primire. La prima dată a fost filme, îți dai seama, cum a dus un vârd al lui Mama, Aristică, cheamă. Și am zis, du-mă până la Herculane cu niște prieteni, că eu fac o combinație cu polonezii, cu niște umbrele, cu nu știu ce.
dacă eram în business normal, nu? Și zice, bine mă zice, dar dai bani, cât? 4.000 de euro? Eu dau bani, am dat bani înainte, că era frică că nu-i dau bani. Eu dau bani. Și acolo ne-am despărțit, trebuie să ne întâlnim cu călăuza pe peron și zic, băi, du-te acasă și spune lui mama că o să îi sun eu de la Trieste. Trieste? El credea că Trieste e un sat după acolo, după lângă Herculane, înțelegi? Și ce spun Trieste? Da, bă, Trieste, zic, din Italia. Băi, ești nebun, cum? 30 ani, da? Păi și cum să-i zic eu lui Vicky, lui Vereșul, lui mama, adică? Da. Băi, zici că am trec granița, mamă. Că dacă eu îi spuneam lui mama că trec granița, mama a anunțat miliția. Și la Circa Patra, direct, imediat. Și acolo, noroc, 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 ne despărțim, el se întoarce. Noi ne-am întâlnit cu Oloz, și el zice, bă, ce dacă tot te duci acolo, bă, avea copii mici, și bă, se-mi trimis și mie blugi cu pistole de cowboy la copii, de-alea, înțeleg? Minima e că-ți trimit. Am plecat, am făcut 200 de metri și, poc, a venit trei daci, un tractor, ne-a blocat, bam, 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 împachetați, la reșița, 5 zile de arest. Acum eu aveam și o vieră Stradivarius, pe care dădusem 40.000 de lei de la un lăutar din Fundulea. Lustruită, frumoasă, doamne, când o vedeai, dormeam cu ea sub pat, viitorul meu, știam ce înseamnă o vioară Stradivarius. Că tot ne învârteam de Mădălin și o luăm pe lui Mădălin, dar o dădea vreodată Mădălin. Dă-i dacă el a dat-o la stat, viora lui Ion a dat-o la stat, pe asta originală, înțelegi? Și mi-a luat valuta, mi-a luat tot, îți dai seama. Dimineață a venit capitanul și zice, vioara cu el. Că a mea zic, bă, măcar poate nu-mi dă amendă, nu-mi dă pușcărie, cine știe ce urmează după 5 zile de arest. Normal. Mi-a tras cu mâna în cap cu ea, mă gândeam, zic, bă, nebun. Ți-a spart vioara în cap? Da. Dă-ți 40.000 pe ea? Da, 40.000 de lei, dar mai mult de o jumătate de daci. Zic, bă, nebunul să-mi dă cu $1.000.000 în cap. Sau o fi falsă. Și falsă era. Era falsă? Au controlat-o, da. După aia, dimineața, știi cum sunt IGP-urile românești așa, în formă de U și parcările sunt în interior. Și eu acum ies dimineața amărât, cu tare, mă trezesc, mă uit pe grate, așa, mă ridic puțin. Și când mă uit, mașina lui Aristică, un chimiu, îl luaseră și pe el. Era dezmembrată, aia căutau valută în mașina lui, că dacă am lăsat și în mașina lui valută, au dezmembrat-o. Și eu în glumă așa, nu eram tânăr, dai seama. Băi, unchiule, nu mai vrei blugi cu pistol? Ca o boie la copii, săracu a fost mâinile în cap. Și a doua tentativă, care înțeleg că ți-a și reușit, cât, la cât timp a fost doua, după? Tot el ne-a contactat, călăuza asta, ne-am întâlnit cu el, frumos, elegant. I-am spus că de data asta i-a dat 30.000 de lei de fiecare, dai seama. Acum i-a mai dat 20, nu i-a mai dat 30. Și unde ați stat? La Moldova nouă. Și după aia la Sârbia? Ați stat, în lagăr sau v-ați dus direct? Nu, la Sârbia am avut pe băiatul consulului de aici, care ne ținea și valuta aici în București, că nu aveam vreme să ține. Așa. Ne-a luat de mai încolo, ne-a dus la Belgrad, de la Belgrad la Zagreb, de la Zagreb la Sejana și de la Sejana la Trieste. Fără probleme, în graniță, fără nimic. Acolo am furat o mașină și am mers cu ea fără stop, o alimentam cu motorul pornit până la Napoli, unde aveam niște oameni cunoscuți. Deci unde de ce ai plecat în țară cu mașina furată sau, mă rog, după ce ai trecut de graniță? Aveam, uite, un prieten, Dan, uite încolo, se pricepea să facă contactul și alimentam cu mașina pornită. Și până la Napoli. Și până la Napoli, ăla a fost punctul de... Te spun, la Napoli în 90, când a venit Victor la campionatul mondial și zic, bă, mergeți la... Unu, Hugo Pietrolongo. Când spunea de Hugo Pietrolongo în cartierele pe alea, era cam periculos la Napoli. Și deci, s-a dus Victor cu Gigi, cu cine erau pe acolo, și zice, dom'le, căutăm fan numărul 48. Scria mare numărul 48 acolo și vecina era de acolo. Și bă, noroso. La Napoli, prima regulă e când întreb de ceva, nimeni, nu? Când întreb de ceva, trebuie să spui noroso. Înțeles sau nu? Exact cum ne spune la bar, la noi, la Bogi. Bă, când vine cineva și întreabă de mine. Bă, Giovanni, nu știm. A fost, bă, o fi fost, nu știm. E prima întrebare, ca să vezi ce urmează. Poate e vreun datornic, poate e un polițist, poate... Ai înțeles sau nu? La Napoli, în regulă, zice, nu lo so. E prima chestie. Cum spun și avocații, nu declar nimic, nu știi nimic, până nu mă contactezi pe mine. Corect. Ai văzut filmul Monzon? Da.
fostul marele campion mondial. La box. A? Da. Al Argentinei? Da. De 14 ore. N-a avut și un băiat fotbalist? Da. El a plătit cu pușcărie din cauza faptului că a declarat înainte avocatul. Avocatul mi-a spus, te rog, nu declara. El a declarat. Eu am intrat la DNA, a zis, n-am nimic de declarat. Și că stau asta. Nu crezi că ți-a durat apropo că sărim de la una la alta, că ne ducem de la Napoli la DNA peste foarte mulți ani de zile. Nu crezi că ți-a dăunat? În perspectiva, hai să spun, imaginii publice, nu neapărat atacătorul, o ai asumată, dar asupra sentinței generată și de imaginea publică, momentul al tău de aroganță, în care ai zis că tu ești mafiot, dai un milion la parcare, Victor, dai 2 milioane Victor, la... Pentru că chestia aia s-a viralizat, Victor, și acum o găsești pe YouTube și oricine vrea să te înjure, o pune pe aia. Tu crezi că... Tu crezi că pentru aia am... Nu, dar te întreb dacă n-a contribuit și aia. Nu, aia a fost... Dacă mă întreb pe mine, voi cum vă duceați la pușcărie toți, ca exemplu. Un răspuns pentru niște jurnaliști trepăduși care credeau că eu sunt obligat să le răspund lor la orice vor ei. Și uite, eu răspund lui Ciutacu, răspund la niște oameni... E dreptul tău să-ți alegi interlocutori în definitiv. Care îi simt eu ca lumea, care lucrează la o televiziune mai... Da, erau niște jurnaliști pe care nu puteam și mai mult decât atât. Și în ieșirile mele televizate am dat niște jurnaliști care, el nu era jurnalist, era milițian, era procuror, era judecător, avocatul acuzării, numai avocatul apărării nu era. Păi bă, când da, tu crezi că ți-a folosit să ți-o stilizezi pe toți? Sau, mă rog, o parte a lor. Partea lor. Da, o parte a lor. Da, mă, le-am zis, eu nu sunt Giovanni Becali și nu stau la cheremul vostru, nu vreau. Uite, fac asta, fac asta, fac asta, eu vreau să stau la cheremul vostru. A fost răspunsul ăsta spre partea aia minoră, mică de jurnaliști, trepăduși, le spun eu. Hai să ne întoarcem. După Napoli. Trepăduși care au terminat un liceu, și au devenit din mea, jurnalist. Nu au făcut o facultate, nu au făcut... Păi așa și urmă în liceu și puteți să vă jupă jurnalistul. Care e problema? Dar nu făceai bani. Și cum noi, eu am făcut liceul la Galaziele pe timpurile alea când se făcea liceu? Când spuneai, mare tranquilumes, campus infinitus aquarum nullovento concitatus est, tempesta totumalisevi, și așa mai departe. Sau vorbeam de atunci 3-4 limbi. Chiar vorbeai limbi străine de pe vremea aia? Da, ai avut aplicare de mic către limbi străine? Dacă eram în oraș, făceam business. Hallo, guten Tag. Haben Sie was zum Wechsel? Când m-am dus în Germania, deja știam astea de change, de... You change money, mister? Dar tu făceai change-ul cinstit sau le făceai și Maradona? Făceam câteva... Nu Maradona, făceam cu portofelul, nu Maradona. Maradona e altă combinație. S-au descoperit mai târziu. Maradona e japcă. Da. Eu făceam... Schimbam pachetul, înțelegi? Da, schimbam pachetul câteodată. Când era suma mai mare, când era suma de astea, luăm diferența de business, înțelegi? Când prindem un tantalon de ăsta mai plombăr de noapte și mai mator și cu tare și... Păi dacă tu îți dai seama dacă intram la bar, la Melodii, la Atlantic, la toate barurile, aveam 5-6 baruri de noapte. Cu Balerine, cu Cântărescu, cu Aurelian Andreescu, cu Dan Spătă, la Dumnezeu să ierte cu toți, că le puneam sticle de whisky pe masă când intram. Dacă aveam bani noi atunci, tu îți dai seama? Și atunci... Erau câteva fete la bar, că erau fete și atunci. Unele mai și sifonau, mai... Și se dădeau la ele, străini, veneau trei străini atunci. Unul care avea 4-500 de dolari. Păi din 4-500 îi furam una pe sumână, obligat. Dacă avea 6, îi furam 2. Dar dacă avea 3, luam una. Dacă avea 4, tot una. Dacă avea 5, poate luam 2. Dacă mai avea câteva de 20, de 50, ca să rămână câteva bilete. Pentru că nu mă rămân așa, eu zic, dolari, parcă eu nu văzusem în România, cu dar... Uite-te, lui. El dimineața mai știa că îi furasem 100 pe sub mână. Pe sub mână înseamnă țară privat, după aia cum se face, înțelegi? Îi băga înapoi la loc, îi dădeam pachetul la loc, îi băga la loc, dimineața mai știa el, dăduse și la gagică ceva, băuze și ceva. Mai știa ele și ori fi făcut cu suta aia. Unii nici nu știau. Câte aveau în bărți, dar alții nu, că nu-i băgam portofelul, înțelegi? După momentul Napoli și până la Revoluție, bănuiesc că n-ai stat să scrii cărți și tratate universitare în Occident, nu? Da.
Am mers același tip de, hai să spun, mică bizniță pe care o făceai tu aici, de schimburi și alte, sau, mă rog... Victor, dacă eu spun anii de la Napoli, tu trebuie să faci deschis, să faci un film. Uite, îl vezi pe ăsta? Îl văd. Uite, aveam la Napoli unul ca ăsta, așa. Pe altul, îl vezi de acolo? Da. Uite așa. Nu îți dau numai un singur nume, te uiți în Rafaele Cutolo. Era șeful Camorei. Cel mai mare șef al Camorei. Camorea știi ce înseamnă. Da. Da? Noi când am ajuns acolo, italienii, vorbeam italiană, bine noi, o învățăsem. Spuneam Pietro Longo ăștia, ne-a antrenat, mai, ne spaghetti, ne făceau. Ne antrenau să devenim niște locotenenți fideli ai societății noastre de atunci. Ce însemna atunci? Tu îmbrăcați frumos, mergeam la un restaurant, la cârciumă, tare, și... Păi și spuneam ăla, dacă vrea să-i facem o asigurare de compania asta noastră. Și eu zic, nu, dom'le, că am asigurare, dom'le, ai contrafocul? Am. Dom'le, ai și contra unei protecții mai așa, mai cu tare, la modul civilizat. Nu, dom'le, nu-mi trebuie, dom'le. Bine, dom'le, dădeam șpagă ca lumea, plecam. Mai venem peste două luni, poate toți v-ați gândit la chestia asigurare, 5-6-7% din ce încasa el. Da. Nu, domnule, vedeți-vă de treabă. Buongiorno, arrivederci, ne-a părut bine, dar... Pe 2-3-5 luni, 6 luni, erau alții și... Și pățea necazul, nu? Nu știu ce făceau, dar noi eram cinstiți, corect. Chiamă asigurare, erați broker de asigurare, nu? De asigurare, da, da, da. Și de-aia spun că merg iar să peste mări și oceane și vizia că stau acum 8 ani sau 9 ani la Napoli, 1-1, da. 1-0, le-a dat Cavani gol în ultimul. Stau, era așteptată de un jurnalist și de autobuzul care îi ducea la hotel și pe mine mă așteptau 40 de napoletani. Crebenciuc. I-am dus la un restaurant, pe Unescu, pe Crebenciuc, toată delegația, eram 40 de, la un restaurant de pește superb. Și Crebenciuc zice, veni mă, ce voi nu ăștia, o să plătească mult aici. Băi, iarele, bă, mâncați aici. Ăștia, în loc să plătească, ia mă, stai liniștit, bă, tată, bă. Înțelegi? Ce să-ți mai spun? De acolo am plecat la Nisa, la Monte Carlo, apropo, vezi români la Monte Carlo acum, la Monte Carlo. Pe când eram la Monte Carlo și șmechiream bani, ăștia bani nu aveau... Ai prins până în 90 la Monte Carlo, nu? Până în 90? Vorbeam de 78, 72. Păi dacă eu am prins Brigade Rose, Aldo Moro, toate astea. Ai prins toate acolo, da? Toate acolo. Păi Ilie Năstase le-a prins în glorie la, când erai la Monaco? Păi Năstase, dacă îl prindeam eu mai devreme, îl urmăream să-l prind, să-l ard de vreo câteva zeci de mii de dolari că avea. Și băga botul ușor atunci la ce îi propuneam noi. Știe și el că râde când mă târg. Mai greu era cu Țiriac. Cu Năstase era mai ușor, da. Țiriac are ești la buzunar, greu de scos de la... Cu Țiriac era mai serios, dar nu ne apropiam noi de el. Dar cu Ilie mergea, cu Aterincă, cu tare, nu știu ce. Era deci asta a fost traseul, Napoli, după aia Nisa, Napoli, Monte Carlo. Nisa, Paris și așa mai departe. Și în Germania când ai ajuns? În Germania, m-a așezat. Te-ai așezat? Exact ce mi-a spus mie la biserica din Saint-Germain, ortodoxă, unde românii merg în fiecare duminică, da. Acolo erau mulți, din păcate, bunicii mei, unchii mei au fost legionari și mulți din relațiile lor plecaseră după. Uh-huh. Și acolo la biserică zice, o, băiatul lui Becali Toma, nepotul lui Becali Toma, care m-au luat, m-au invitat, m-au făcut, m-au dat. M-au invitat, dar mulți să stăteau ca și cum eu veneam acum să mă ajute, să... Ei nu știau că eu aveam un buzunar cât n-aveau ei la bănci atunci, la Paris. Înțelegi? De multe ori plăteam eu. Și mi-a zis, băiatul unchiule, Franța, până o să-ți dea azil politic, până o să-ți dea cetățenie, o să piesă, du-te în Germania. Că te vor adopta. Și așa au fost nemții pe care nu îi ales, cum îi ales pe francezi, pe spanioși, de alieni, m-au adoptat. Împreună cu nevoastră, cu copii, cu fetele mele. M-au adoptat, incredibil. Mi-au dat un patrimon, am fost la Zindorf. Pentru că pe acolo trebuie să demonstrez că nu, în blocul de est, să nu fii un spion, ceva.
Am prezente cu tare și ce rugine și mă lua Țindor pentru interviu. Și mă lua Țindor, vorbesc cu niște șvabi, sași, cum avem noi aici, care vorbeau românească aproape perfect. Și când am ajuns acolo, vreau să zic, cine e Becali Gheorghe, bunicul, cine e Becali Toma, unchiul, cine e ăla, cine e ăla, unchi. În 4 luni am luat azi în poliție. Alții așteptau 2 ani. Îți pare rău acum, respectiv vorbind, că ai renunțat la deci cetățenia că... germană ca să te întorci aici și să-ți recapăși cetățenie? Da, eu am zis, m-am enervat o dată. Nu, dar îți pare rău? Acum? Nu îmi pare rău. Nu? Nu îmi pare rău. Păi știi de ce m-am enervat? Pentru că ei mă considerau pe mine tot așa venetic. Exact, ca, slender, ca o zil, nu? Ca ăștia, ca turci ăștia, da. Care nu te recunosc cu tare tot. Și să vin peste doi, el am aruncat pe așa portul, am luat pe așa portul românesc. Ia dați-vă că sunt român, costa bă. Ce costa bă? Cam asta, Victor. După care ai... Germania pe mine m-a tras din, lumea aia în care... Ai ieșit în momentul în care... Puteam... Ce se întâmplă? Erai căsătorit, aveai copii... Da, prăscutem pe nevastă mea. Deci nevastă mea a fost, cum să spun eu, momentul crucial. Lumina vieții tale. Pentru mine, pentru că și-a venit copilul, prima fată, imediat. Deci nevastă mea, când vine în 84 aici în România, toamna, o termin prima dată. Că i-am spus lui tata, bă, tata, am cunoscut o creolă și cred că mă sor cu ea. Și atunci, ce e creolă? Creolă, bă, tata, brunețică, cum venem noi la mare, mai bruneț, mai putare. Și de unde? Din Columbia. Aoleu, fi negresă. Bă, tată, stai, bă, că nu e negresă, bă, tată, bă. Mă, acum, cum să, ce să le facă la ăștia? Mă, zic să, să-i conving. Dă-i, zic, ia, du-te, mă, m-am băgat-o la Orly. În aeroport, avea cursă directă, tarom, du-te, mă, la aeroport. Oamenii la aeroport, toți Macedonia acolo, la aeroport, dai zeaba. Tata după un stâlp. Dar mama ce, hai mă, nu, bă, nu vin că mi-e frică, că poate e negresă. Da, asta mai trebuie, că la câte mai ai făcut să mai aduc o negresă în casă și cu asta, bă. Și după aia zicea Victor, uite mă, poza aici, că nu e negresă. Și a ieșit. Nevastă mi-a văzut tot, cu tare, dai seama, casa aia veche. Cu oi în spate, cu mama, făcea brânză, făcea urdă, făcea cu tare. Arabii veneau, cumpărau cu tare. Ce să-ți mai spun, casă stilva, zăpada era de 2 metri, pe la Ian cu Nicolae, pe acolo, dați seama, timpul era când zăpada era de 2 metri, mă, dacă era teren. Când ningea, ningea. Hai de capul meu, Dumnezeu. Și am zis, bă, după aia am zis, bă, unde o să mi-o pe nevasta, pe femeia asta? Cu comuniștii, cu Kalinașnikovul, alea, cu aia, cu... Tu îți dai seama, zic, ce, unde o trimit? Bă, a venit săraca. M-am mai vândut și brânză la arab. Brânză la arab. Cu mama acolo, cu tare. Da. Mai nasol era când îi punea mama 2 cozonaci. Cu tare, eu prea unul la graniță, înțelegi? Da, a adoptat-o repede familia? Da, a plăcut-o repede? Da, da, imediat. Eh, și mama atunci o întreabă. Ce mă, Stella, mă? Mă, tu parcă ai fața așa de însărcinată. Eram 2 luni însărcinată. Da. Dar nu, mama, nu. I-a zis mama tot timpul, dai seama, mama și tată. Nu? La noi trebuie să educăm nevestele ca... Cum am respectat-o și eu pe soacră mea, așa trebuie să respecte și ea părinții mei. Bun. La drept de vorba de Victor, stăm într-o curte, toți. Și cu Gigi aproape, suntem la 10 metri, la 30, la 40. Acolo suntem tot neam. Giovanni, tu ești vulcanic, ești revoluționar, ești în toate felurile, cum ești. Experiența asta ultimă de la pușcările românești te-a liniștit, te-a așezat, te-a pus pe un... Nu știu dacă sau, nu știu, te-a traumatizat, no, te-ai simțit umilit acolo? No. Că mulți spun că, bă, nu atâta recluziunea cât sentimentul de umilință, că ești un paria al societății. Ce umilință, când mie spuneau domnul Giovanni. Bun, îți spunea, sau Giovanni, toți, nu numai mie, tot toți în spatele ăștia, unor grati erai. Care, toți ăștia care, domnul Giovanni, nu spuneau corlet, colet, nu spunea, adun 2 corlete, adun pe domnul Becali, adun pe ăla, adun pe ăla. Da. Nu mai spun că dacă eu veneam de pe stradă, din... Eu în 90, când am venit prima dată, ieșeam la Radisson, la București ăsta. La București, să-ți iau vorbim. Erau numai microfoane, dai seama, acolo tăiam unghie la frizerie, era o frizerie care... O, o manicuristă care era și la Lido în față. Uh-huh. Eu la 18-19 ani făceam părul și manicură la Lido. Erai bun? Și ascundeam și valută pe acolo. Și era asta, nu mai știu eu cum. Și murcam scările alea. Și
Era țigănuși ăștia ai mei, că cunosc țigănuși din Ferentar, de acolo, de acolo, până oraș, mai veneau și ei, mai vindeau pe centru vechi atunci, pe Lipscar, da. Vedeau un fâș. Lipscar și Covaci. Mă cunoșteam, mă, eram... Și venea și eu cu Günther Netzer, cu cineva cunoscut, cu tare, și ei, cu metri, vei și 50 de parai, te rog frumos. Bă, zic, uite că e situația. Bă, când mă vedeți singur, bă, zic, la mine și vedem despre ceva. Bă, când sunt cu cineva și am băgat mâna de două ori în păpăr așa, înseamnă că nu e loc, mă lăsați în pace. Îmi stricați, înțelegi? Și ce să-ți mai spun? Și bun, ai ajuns acolo. Spui că lumea, mă rog, te-a respectat, a fost ok, da. E, mulți. Care a fost sentimentul tău? De-a lor, așa. De-a lor, așa, așa mai departe. Țiganii vin, se duc la părnaie, vin, iar ies cu tare. Dai de mare, dar mulți sportivi care erau acolo. Clanul sportiv, clanul cu tare. Pe mine m-au primit cu brațele deschise mai mult decât atât la restul central din Rahova aici, când ne-a dus atunci domnul, cu... Da. Așa? Am bejurnesc. Primeam pe mulți, mulți, mulți. Îi aducea la 11, 12 noapte. Era criza aia. Da. Dă-le o pătură, dă-le aia, dă-le aia, dă-le aia. Eram puțin mai cunoscut acolo. Cât ai stat efectiv din... Eu am cu 2 ani și 7 luni. 2 ani și 7 luni? Da. Ai și muncit? Da, am muncit. Am muncit. Ce? La spălătorie notam. Notam. Aveam un calculator și notam. Înțelegi? Ceilalți aveam câțiva, având un liceu la bază, trebuia să aveam o funcție mai, nu? Deci ai fost în... Aveam de toate. Eu în cameră n-am acceptat decât hoz de buzunare. Hoz de buzunare? Hoz de buzunare. Infracțiuni economice. N-am acceptat homosexualii. N-am acceptat violatorii. Dar era după tine dacă acceptai? Era după tine dacă acceptai sau nu? Să nu, păi de comandantul, la mine în cameră nu vine decât... Sau când mi-am dat seama după un anumit timp că unul avea un mers așa mai clintit așa și am zis, băi băiatule, zic, eu mă pun pe tine așa și văd că te... Nu cumva ești babardit pe aici, pe la... Babardit, știi ce înseamnă babardit? Pune în ghimele de rigoare. Da. Și doamne Giovanni, sunt babardit aici. Aici, la pușcărie, sunt babarde. Înțelegi? Sunt mulți copii. Da. 18, 19, când ajung prima dată, iau... Urangutane ăștia îi fac. Băi, dar ce bine spui. Și zic, bă, de azi încolo, uite că te faci curat, faci drept, dați ei furculiță separată, cuțit separat, farfurie separat și mănânci mai încolo. Nu mănânci cu noi. Te spurca, ce faci? Victorie. Ai, mă rog, resentimentele tale. Se spăla băiatul pe mâine, da, dar aveam chestii de nu pot să iau masa cu, înțelegi sau nu? Da. Apropo de, ce a fost șocant în cazul vostru, dincolo de modul în care s-a făcut totul, a fost că ați fost condamnat și tu și fratele. Da. Tu ai luat cu 2 ani, dacă nu mă înșel, mai mult decât fratele. Și ai făcut cu vreo 2 ani, și ai făcut cu vreo 2 ani mai puțin decât fratele. Ceea ce este total împotriva oricărei logici. Eu aveam peste 60 de ani și făceam o treime. Da. Făceam o treime. Asta a fost norocul meu. Și norocul meu că am dat de... Deci, eu mă duc la liberare condiționată, prima dată la tribunal, unde aveam toate condițiile să fiu liber. Și când eram la arestul, la Beciu Domnesc, de acolo mă duc în Constanța, la ultima, la tribunal, să mă pună liber. Eu aveam toate să mă pună liber. Aveam tot... Îmi dă 6 luni. După 6 luni vin, mă duc iar la liberare condiționată și îmi dă un an, maxim. Deci îmi dă un an. După 6 luni îmi dă un an, maxim. Giovanni. Un judecător care nu s-a uitat la mine, n-a vrut să știe cine sunt, știa cine sunt, dar n-a vrut să mă vadă și îmi dă un an, maxim. Deci mă, ți-a dat numai la criminal, la... Eu nu știu dacă tu ți-amintești, dar eu mi-amintesc sigur. Când ți-a dat ție amânare un an, eu eram la Veneția. Și tu m-ai sunat în pușcărie, revoltat. Da, da. Că ce se întâmplă? Că ce se întâmplă și îmi povestea. Și eu eram și la... Și era, erau momentele în care aveai revolta, după care mă întrebai unde sunt pe stradă și îți spuneai unde să mă duc, că e mișto și acolo acolo. Și după aia iar o luai cu pușcăria, iar o luai cu cărciumile și cu muzeele. Păi dacă cunoșteam Veneția, îți dai seama, nu? Și ți-am zis eu atunci, Giovanni, zic, e la fel de revoltător și luni. Lasă-mă să-ți dau până luni și vorbim de luni încolo la telefon. Și îmi dă un an de zile la care fac eu contestație. Da.
După două luni mă duc la Ilfov aici, la Buftea. Și dau de o judecătoare să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu pentru că a făcut bine mie, pentru că a aplicat legea. Și s-a luat femeia și cu tare și a zis, procurorii, cu tare. Și a zis, doamnă procuror, toate sunt în favoarea dânsului, n-am cum să-i dau amânare. Eu nu știam treburile, am văzut motivarea mai târziu. Înțelegi? Plecam cu Duba să mă ducă la Poarta Albă. Treceam pe centură, se vedeau casele și îi spuneam lui milițianul ăla, zic, bă, frate, uite, cu tare casele, cu tare. Și ăla ce, mă, că se ajunge mai repede, că mă duc la pescuit. Bă, nebunule, zic, trebuie pescuit, dacă mă liberează ăștia. Nu mă duci tu să mă liberez, să bem o bere împreună, nu, nu, la pescuit. A, nu credeam, eu ziceam în Caterin, că mă lasă somn, mă ajung la Poarta Albă. Mitul la Poarta Albă, veni să ăștia, la munci, stăteau câte 100, dai seama. Se duce, bă, hai să te bag eu, mai așa. Se duce, zice, ia vină bine, Giovanico, ia vină. Și mă uit la recepție, acolo avea un televizor, uitate de mic. Ia uite, bă, ce scrie acolo, ce scriem acolo? Când mă uit-o, calmă, zice, Giovanico, care e liberat? Uuuu, și m-a dat la pește. Îi spun eu acum, înțelegi? Adică, nu fii, bă, cum iese pe o bere, fraiere care e. Ce să-ți mai spun? Mourinho te-a vizitat până urmă? Că știu că aveți da, o prietenie. Da, să vină la pușcărie. Și ce l-a ținut? Nu se putea, nu acceptau. Dar de ce nu acceptau? Nu acceptau, nu trebuie să fie neapărat nici eu nu vreau, dar mai era puțin deplasat să vină Mourinho. Săracul, da, îl am pe Dragoș aici, sârbu, care a avut grijă întotdeauna de... Și întotdeauna întreba, cum e cu Giovanni, cum e cu Victor, cum e cu Giovanni, ce prieten. Ați rămas prieteni în continuare? Da, în continuare. M-a invitat la meciul de duminică, că joacă cu Chelsea, forța lui echipă. Actuala lui? Și am zis că nu pot, că am aici Steaua cu Craiova, niște invitați. Și atunci le-am dat lui fetei mele cu partenerul să ducă la... Să duc la meci, la Londra? Mi-a dat pe internet de unde ia biletul. Fugica Popescu, în ce relație mai ești? Bune, da? Da. Nu știu, v-a reproșat ceva, Gică? Na, niciodată. Gică Popescu probabil a suferit cel mai... Toată lumea care l-a înjurat pe Gică nu l-a înjurat în virtutea, hai să spun, infracțiunii pentru care a fost condamnat, ci pentru faptul că s-a înhăitat cu voi, frații mei, și așa mai departe. Gică Popescu niciodată. N-au rămas resentimente între voi? Popescu nu ne-a zis nouă de ce s-a înhăitat și așa mai departe. Bine, niciodată. Era major și vaccinat când v-ați asociat Giovanni. A fost și este prietenul nostru și va rămâne prietenul nostru. Bici că au suferit probabil cel mai mult. Pentru că, practic, la, nu știu dacă ai fost la câteva instanțe, eu l-am tot repetat. Mă, ce aveți cu Gică Popescu? Ce aveți cu fratele meu? Ce aveți cu ăla, cu ăla? Mă, nețoiu, mă, dacă aveți ceva până la urmă, puteți să aveți cu mine și eventual cu Borcea. Mă, luați-ne pe noi. Și judecați-ne, ce aveți, mă, cu oamenii ăștia? Nu înțeleg. Victorie, tu îți dai seama, pe noi ne-a judecat unde niște societăți private spuneau, domnule, nouă ne-a mers bine cu Giovanni Becali. Și nu ne considerăm prejudicenți. Rapid, Dinamo, nouă ne-a mers bine. Gloria Bistea. Fără Giovanni Becali, noi nu rezistam în divizia. E, și uite, în ciuda faptului. Giovanni, voi ați fost... Dacă judecătoarea... Sper că tu ești conștient că voi ați fost și un exemplu la da, momentul respectiv. Păi cu noi s-a început. Cu noi s-a și mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Asta cu Gică Popescu, care candidat, candidatorul meu se aștepta măcar cu suspendare pentru Gică Popescu. Sau MM-ul prescris. Nu dai seama, i s-a apăsat pe accelerator. Doi oameni știu eu care s-au dus la pușcărie cu infracțiunea prescrisă. Da. MM Stoica da. Și cu Sorin Roșca Castănescu, care a făcut el hârtie, că a spus că nu acceptă termenul de prescriere și dorește să fie judecat până la sfârșit. Și direct la Jilava s-a dus. Incredibil. Și a făcut 8 luni. Incredibil. Incredibil. Și Popescu, toată lumea credea că cu suspendare, ceea ce însemna că Gică Popescu devenea președinte Federației de fotbal. Ce s-a întâmplat acolo? A fost politic, a fost a serviciilor, a fost a... Cui a fost Joan? Nu știu a cui a fost, dar... Că nici Burleanu ăla n-a ieșit din șapcă, hai a să fim... A fost un joc bine calculat, bine gândit și... punctul chic, pun lovit. Ce e șocant și eu tot invoc exemplul ăsta. Spania,
Unde har domnului să condamnă pe evaziune fiscală într-o dușmanie? Mourinho a plătit. Mourinho. Messi a plătit. Messi, Ronaldo a plătit. Și la toți le dă... Casillas. La toți le dă un an și 11 luni, că de la, sau, da, parcă 1 și 11 luni, că de la 2 e cu executare. Da. Plătesc cu oamenii prejudiciu, fac înțelegere, amendă și... După care scapă și dă pușcărie. Messi a rezolvat-o și cu fiscul? Și cu fiscul a plătit și s-a dus și pușcărie. Da. Și la noi și să plătești și să faci pușcărie. Așa da. Ceva nou. Și asta, hai să ne întorcem un pic la frate. Eu n-am înțeles de ce a fost ura aia pe frate. Deci pe frate, tu mai aveai un pic și făcea zi pe zi la pușcărie, la în, context, în, contextul în, care, în contextul în care el îndeplinise totul. Plătise prejudiciul, muncise, nu avea sancțiuni, avea tot și de fiecare. Nu știu, e cumva... la un moment dat cineva zicea că domnule e din cauza gurii mari a lui Gigi, că a vorbit Gigi prostii nu cred. Repercutează asupra lui Victor. Nu cred. Gigi a avut mare noroc că a prins perioada aia înaintea scandalului cu cărțile. Da. A avut mare noroc Gigi atunci, pentru că imediat mai târziu s-a făcut aia cu cărțile. Uite domnule, cine scriu cărți și așa mai departe. Păi îți dau și eu, să-ți dau niște cărți, să citești niște cărți, dar le merg să vezi. Impresariatul sportiv și cu conducerea unui club, nu? Da, conducerea unui club și cu arbitraje și cu dată, să vezi ce cărți am scris acolo. E adevărat, cum am mai vorbit, bine, la telefoane, la astea, la un șer, nu mi le-a, dar am memorat și am început să scriu. Am mai scris și puțin, am amestecat și cu viața mea, și cu asta, și cu nu știu ce, și cu întâlnirile. Bine, că nu-ți când ți-ai propus să devii scriitor de succes? Nu, cred că asta a fost visul vieții. Trei cărți mie mi-au adus 90 de zile. 90 de zile de libertate? Mie mi le-a considerat. Lui Gigi le-a considerat. Lui Victor, nu știu dacă le-a considerat, pentru că a fost mereu amândat. Victor și cu Borcea au fost cei mai oropsiți din tot grupul ăsta. Fiind cei care au plătit, primii. Incredibil, care au plătit tot. Victor 2 milioane și ceva, Borcea 3 milioane și ceva. Incredibil. Mi-arătai tablourile și îl văd pe Al Pacino acolo. Țin minte momentul în care povesteai tu Scarface și cu tot și cu modelul de casă ăla faimos, da, cu cele două rânduri, da, de scări care coboară, da, și când ți-am văzut casa la televizor, taman ăla, exact, te-ai inspirat în ăla? Da, ai pus arhitectul să-ți facă? Da, a fost un arhitect. Bine, am avut scandalul cu Sormea, că casele erau al lui Sormea. Așa. Stăteam noi în ele, dar erau al lui Sormea. Și? Dar, și-a presionat pe tine? Dar, da, că de ce faci așa? Mă, Mariana, lasă-mă că o să fie bine cu tare. Și aici e frumos până la urmă. A fost o... Erau acum 20 de ani, ne visam... Cum să spun eu, Victorie, pe mine nu m-a separat niciodată. Viața asta pe care au jucat-o actorii cu viața reală pe care am jucat-o eu. Mereu, eu acum nu mă uit la un film decât dacă e genul meu. Dacă nu, nu mă uit. Mai mă uit și la un film de dragoste, să mă îndrăgostesc. Cum mi-a zis nevestimii ieri, că a venit la coafor și și-a scurtat părul. Și zic, mă, mami, m-ai făcut să mă îndrăgostesc a doua oară de tine, înțelegi? La știri te uiți, Giovanni? Da, mă uit. La tine mă uit mereu. Mă uit mereu pentru că și tu ești la fel de direct ca mine, așa câteodată, mai ales când te ambalezi și tu, nu? Rău. Și ai invitat destui. Te ambalezi pentru că, practic, nu-ți convine, Victor. Adică ăla zice așa, da, okay. Legea zice așa și ăla totul ține așa. Trebuie, mă, acum... Nu vreau să mă duc în ce parte ești, pentru că, practic, TVR a fost și colo și colo. N-a fost să zici că de stânga sau de dreapta. Eu zic că a fost un fel de centru. Ok. În definitiv, știi, până la urmă, fiecare se duce în politica editorială pe care și-o asumă. Corect. Dar eu n-am văzut exagerare în ceva de stânga la postul vostru. Da? Că ați avut și de dreapta, și de mijloc, și păi, de stânga. Patron mai de dreapta, în partid mai de stânga decât am avut noi, nu există așa ceva, adică una peste alta. Bun, din nefericire timpul nostru se termină, Giovanni, ăsta a locat emisia, am fi putut vorbi probabil o săptămână, zi și noapte. Dacă Dumnezeu ne va ține sănătoși, vreau să-mi promis că ne mai vedem și mai stând, vorba despre viața ta. Cu cea mai mare plăcere, când doriți, mai ales că eu... Îmbătrânind acum, te-ai înțelepțit brusc așa. Încep să fiu mai înțelept, încep să mai povestesc. Când îmbătrânești, îți place să povestești. Îți place să povestești. Corect. Pentru că practic sunt amintirile tale și până la urmă
la oameni, la prieteni ca tine, trebuie să le povestești. Îți mulțumesc încă o dată că ne-ai deschis ușa biroului tău și că ne-ai primit. Sper să ne vedem cât mai repede data viitoare. Să spun, un an 2020 bun și ție și familiei. Asemenea și ție. Și aștept să ne vedem fără breaking news-uri, Giovanni. Așa, să discutăm așezat. Fără probleme. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc și la mulți ani.